Sancțiune dură impusă de Vladimir Putin, liderul de la Kremlin a interzis accesul mai multor cetățeni britanici pe teritoriul Rusiei. 29 de jurnaliști și 20 de oficiali din sectorul militar nu mai au voie să intre în țară. În total, 49 de cetățeni britanici au accesul interzis în Rusia. 29 de jurnaliști sunt acuzați că au distribuit informații false care spun doar o parte de adevăr cu privire la războiul din Ucraina. Astfel au contribuit la rusofobia din societatea britanică, își argumentează decizia Kremlinul. Pe lista restricțiilor se află jurnaliști de la trusturi media importante, precum BBC, Sky News sau Financial Times. Jurnalistul de la The Guardian, Sean Walker, susține că va trece fără probleme peste restricțiile de călătorie. Nu mă grăbeam să vizitez teritoriile Z din Rusia, dar este un sentiment ciudat și trist să fiu pus pe lista sancțiunilor alături de alți colegi britanici din breaslă. Am locuit în Rusia mai mult de un deceniu și am fost măcar o dată pe an încă din anul 2000. A scris unul dintre jurnaliștii afectați de restricții pe Twitter. Alți 20 de oficiali din domeniul apărării au fost incluși pe listă. Aceștia sunt acuzați de Putin că ar fi contribuit la deciziile înarmării Ucrainei. Printre oficiali se află secretarul adjunct al apărării, comandantul Marinei Regale Britanice, trei parlamentari și director de top din domeniul apărării. Marea Britanie a acordat până acum Ucrainei sprijin în valoare de peste $900 de milioane în arme și muniții de război.